trei bărbați au fost surprinși în noaptea de duminică spre luni, în timp ce se deplasau cu un autoturism în care se aflau bunurile sustrase în aceeași noapte dintr-o locuință din municipiul Rădăuți. Cei trei bărbați intenționau să ducă bunurile la domiciliul unui presupus complice, acesta din urmă având în cadrul grupării rolul de a depozita și valorifica bunurile sustrase.